dacă săptămâna trecută mergeam pe brâul mare al Coștilei în Bucegi, de data aceasta am schimbat masivul și am venit în Piatra Craiului. Suntem fix aproape de izvorul lui Orlovski, mergem către refugiul Speranță. Dacă totul va decurge cum trebuie, peste câteva ore ar trebui să fim deja pe brâul de mijloc și mai departe către Lanțuri și probabil către Plaiul Foii. N-am fost niciodată pe acest traseu, este un traseu nemarcat, nu foarte dificil, dar vom vedea în teren. Până atunci avem de făcut o urcare foarte, foarte abruptă până la refugiu. Mi-am zis că am coborât-o acum ceva vreme și nu mi-a plăcut deloc, dar da, trebuie să o parcurgem și pe aceasta pentru a face acest traseu, un traseu care se anunță de altfel foarte, foarte frumos. Am trecut și de refugiu Speranțelor, și de Scara de Fier, și de intersecția cu Padina lui Călineț. Se lasă undeva în acea direcție, din păcate n-am putut să arăt acolo pentru că bătea vântul foarte, foarte bine. Mai avem aproximativ un kilometru până în traseul Lanțuri. Este cam la jumătatea crestei, probabil nu o să avem timp să terminăm tot brâul de mijloc astăzi. Totul e bine și frumos, poteca se vede, sunt ceva jnepeni, dar nimic dificil. Păcat de vântul care a suflat, de fapt suflă, destul de tare și ne-a făcut să ne fie frig și cald în același timp. Compensează peisajul, pentru că tot brâul este marcat de astfel de treceri masive, absolut incredibile. E spectaculos. Suntem în zona cea mai expusă a brâului de până acum. E o împărăție de piatră total aici. Și poteca vine de undeva din acea vale, trece pe aici și apoi continuă așa și foarte probabil trebuie să iasă pe undeva pe acolo, în acea mică crestă. E o zonă delicată, nu am găsit nicio informație pe internet despre ea. Nu știu dacă doar mie mi se pare într-adevăr
un pic periculos sau oamenii pur și simplu nu au considerat-o relevantă. Să vedem cum vom trece. Cel puțin până acum a fost nevoie de multă atenție și noroc cu mămâile și cu GPS-ul care ne-a condus pe poten. Am ieșit în traseul marcat de la lanțuri, așa se vede în sus spre creastă și așa se vede în jos. Nu avem timp să terminăm brâul de mijloc, mă rog să-l terminăm, să mergem până în poiana închisă, îl lăsăm pe altă dată. La Zaplaz, unul din cele mai vestite locuri din Piatra Craiului. Am ajuns la refugiul Spirla, este ultimul checkpoint al acestui traseu. Am reușit să coborâm pe lanțuri cu bine. E prima dată când fac acest traseu. Am rămas surprins de cât de dificil este și de cât de multe pietre pot să cadă oricând. A fost o tură foarte reușită. Trebuie revenit pentru a termina brâul de mijloc și de ce nu și alte trasee nemarcate, dar întâi documentare, niciodată traseu fără documentare. Și gata, cam asta e. Puteți verifica alte videouri pe canal, nu uitați de subscribe și dacă aveți orice sfat sau părere, nu ezitați să îmi spuneți despre ele, o să încerc să țin cont, să învăț sau mai știu eu ce.